Privesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca în care mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul! Și nu se întâmplă nimic. Eu strig, lăudat să fie Domnul! Și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Aș vrea să vă spun că am auzit mărturia unui tânăr care îi plăcea să se agățe nu de stâncă. Un alpinist căruia nu îi plăceau stâncile. Un alpinist căruia îi plăceau blocurile de gheață care sunt foarte, foarte instabile. Plăcerea și pasiunea vieții lui era să se cațere pe iceberguri. De acele blocuri imense de gheață de la polul nord și sud, pe care atunci când te cațări cu simpla ta greutate umană, s-ar putea să desprinzi o bucată mare din el și să cazi și să te prăbușești în ocean. Și tânărul acesta a spus cuvinte care mi-au rămas în minte. Îmi place să mă identific cu instabilitatea acestui bloc de gheață. Îmi place să mă identific și să știu că astăzi pot trăi, mâine nu mai pot trăi. Îmi place să cred că și eu sunt ca acest iceberg. Și stând și ascultând cuvintele acestea, am spus, nu, mie nu-mi place. Mie îmi place să mă identific cu o stâncă. Mie îmi place să mă identific și să-mi agăț viața de stânca vremii, de stânca viacurilor, de Iisus Hristos care nu se clatină niciodată. Și atunci când ne agățăm și ne prindem viața de El, când ne cățărăm pe El, El ne promite stabilitatea fixă din universul acesta. O stabilitate care nu se schimbă, nu se mișcă și nu se clatină. Și cântarea următoare, la care vă invităm să meditați și să cântați împreună cu noi, spune, Doamne, Tu ești stânca în care mă ascund. Tu ești izbăvitorul meu, Tu ești cetățuia mea. Pe Tine te laud și sunt izbăvit de toți vrăjmașii. Am strigat